este o vorbă, orice aparat electric lucrează mai bine dacă îl pui în priză sau măcar să mai pui butonul pornit. Să spuneți când sunteți gata. Bună dimineața, dragi concetățeni și reprezentanții ai presiei. Vă mulțumesc foarte mult pentru acceptul invitației la acest mic briefing. Vom discuta și voi relata două chestiuni sau câteva chestiuni importante. Și prima aș vrea să mă refer la campania Dodon Pleacă, care a fost lansată săptămâna trecută de Promoldova. Am înțeles că președintele Dodon, pe care noi chiar vrem ca el să plece, consideră că avem auxiliare foarte glamuroase. Văd că dumnealui și prim-ministru Chicu folosesc foarte des cuvântul glamuros. Eu vreau să vă zic că am înțeles că președintelui Dodon îi plac tricourile noastre. Eu însă am pus tricoul la spălat, l-am spălat și încă nu s-a uscat. Deci astăzi sunt fără tricou glamuros. În schimb, îmi să-mi pun un abțibild de 50 de bănuți, iată așa. Sper că și ăsta, Igor Nicolaevici, o să vă placă abțibilurile noastre. Apropo, avem pregătit tricou, abțibiluri, mască, chipiu și o să vă le trimitem la președinție. Cu referire la campania care a fost pornită săptămâna trecută de echipa Promoldova, vrem să vă comunicăm că pe parcursul acestor 9 zile, sau astăzi, e a 9-a zi de colectare de semnături, au fost colectate aproximativ 16.000 de semnături. Vrem să vă spunem, domnul președinte Dodon, că foarte mulți oameni se apropie de voluntarii noștri, semnează cu mare drag pentru ca să plecați. Și aceste semnături, în mod obișnuit, sunt însoțite de înjurii, insulte și calomnii. Noi încercăm pe oameni să-i mai calmăm, dar oamenii sunt foarte supărați. Știm că vă deranjează această campanie. Scopul ei nu a fost de a vă deranja. Scopul ei a fost de a vă arăta că oamenii s-au săturat și această țară s-a săturat de președintele Dodon și că trebuie să plecați. Știm însă că vă deranjează într-adevăr această campanie, deoarece v-ați trimis acoliții socialiști, consilieri locali, consilieri raionali, simpatizanți, membrii partidului și încercați să intimidați și să chiar interveniți în activitatea voluntarilor și a membrilor echipei Promoldova care sunt prin țară în proces de colectare a semnăturilor sau care sunt pe la corturile instalate prin țară. Au fost incidente destul de grave la Bălți, la Briceni, la Soroca și la Don Dușeni. Cel mai regretabil este că forțele de ordine nu se implică chiar dacă au fost solicitați inclusiv de deputați. Noi oricum vom face demersurile necesare la conducerea Ministerului Afacerilor Interne, vom face denunțurile la procuratură și vom sesiza și ambasadele străine acreditate în Republica Moldova, deoarece prin astfel de intervenții și prin astfel de intimidări nu faceți altceva, domnule președinte Dodon, ca arătați că democrația de fapt nu mai e veritabilă în Republica Moldova și că se încalcă dreptul la exprimare, dreptul la asociere, care sunt drepturi fundamentale. Ar trebui să fie drepturi fundamentale ale omului respectate în tocmai în Republica Moldova. Sunteți atât de deranjat, președintele Dodon, ultimul timp, tot mai des folosește cuvântul frică. Ba că nu este frică de noi sau de ceva și repetă zeci de ori într-o declarație cuvântul frică, ba spune că le e frică oponenților. Domnul președinte Dodon, eu v-aș recomanda să vorbiți cu un medic specialist, se numește psiholog. Științific vorbind, dacă folosiți cuvântul frică foarte mult, ceva nu este în regulă. Mai ales dacă ultimul timp aveți insomnii sau nu dormiți bine, dacă aveți deranjamente cu alimentarea, vorbiți mai bine cu medicii că ar putea să vă ajute.
Dar nu încercați să intimidați, nu încercați să arătați cu degetul la judecători, procurori, să intimidați sau să acuzați opoziția, inclusiv opoziția parlamentară și inclusiv Pro-Moldova. În ultimul timp, deputații Pro-Moldova au fost supuși unor intimideri sau încercări de convingere din partea unor trimiși, inclusiv din numele dumneavoastră sau a echipei socialiștilor. Nu mai trimiteți persoane interpuse cu mesaje și nu mai încercați să convingeți colegii din Pro-Moldova să facă într-un fel sau altfel, în așa fel încât să vă simțiți confortabil la guvernare. Echipa Pro-Moldova a apărut ca un inclusiv răspuns de dezamăgire față de tot ceea ce se întâmplă și în țară, și în majoritate, și în Partidul Democrat. Și echipa Pro-Moldova este ca niciodată mai consolidată, mai unită și pregătită să lupte. Și dacă tot vorbim de luptă politică în cazul de față, vreau să reiterez din numele echipei Pro-Moldova poziția noastră legată de această guvernare și de necesitatea ca această guvernare să fie trimisă cât mai repede în demisie. Lucrurile stau foarte prost, chiar foarte rău în Republica Moldova. Situația degradează pe zi ce trece. E tot mai grav din punct de vedere și a situației epidemiologice. Noi vedem în fiecare zi număr tot mai mare de infectați, inclusiv medici, iarăși. Noi vedem că autoritățile nu și-au respectat promisiunile legate de testarea tuturor cadrelor sau personalului medical. Noi vedem că în continuare guvernarea se bâlbâie în tot ceea ce presupune măsurile economice sau sociale pentru a ajuta oamenii. Sute de mii de oameni au rămas fără locuri de muncă și fără surse de finanțare. Și tot asta se datorează unei guvernări proaste. Iată de ce. Am anunțat și anterior și anunțăm și astăzi că noi cei de la Pro-Moldova, în număr de 14 persoane, deputați pe care îi reprezentăm noi, vom semna, dacă va fi nevoie, și vom vota, sigur, fără nicio ezitare, orice moțiune de cenzură depusă aici, în plenul Parlamentului, împotriva guvernului Chicu. Nu vom avea nicio tăgadă și nu vom avea nicio rezervă și nicio ezitare ca să trimitem această guvernare în istorie cât mai repede posibil. Un alt subiect la care aș vrea să mă refer ține de educație. Pe parcursul ultimelor 5 luni de zile am văzut guvernul și, în mod special, Ministerul Educației bălbâindu-se într-un fel, încearcă să găsească anumite soluții pentru viitorul an școlar care începe de la 1 septembrie. În 5 luni de zile nu a făcut altceva decât au elaborat un așa numit plan de 7 scenarii și care nici măcar nu este o recomandare a Ministerului, dar lasă la latitudinea autorităților locale și administrației școlilor să aleagă pe ce scenariu să meargă. Însă aceste 7 scenarii propuse, multe din ele sau toate, sunt foarte dificil de a fi implementate în majoritatea școlilor din țară. Probabil ministrul educației a uitat că majoritatea școlilor din țară nu pot organiza în așa fel studiile încât să fie un copil într-o bancă și băncile să fie la distanță de 1,5 metri sau 1 metru. În majoritatea școlilor din localitățile mai ales rurale, asta înseamnă să ai 6 sau 7 elevi într-o clasă. În majoritatea școlilor rurale este imposibil să organizezi studiile pe schimburi. Sau în prima parte, sau într-a doua parte, sau chiar studii serale. În majoritatea școlilor din țară încă sunt probleme cu tot ceea ce înseamnă studiul la distanță, din lipsa calculatoarelor, internetului și tot ceea ce presupune studiile la distanță. Nu a fost definit clar ceea ce înseamnă
distanța socială între copii, la școală, în clasă sau în sala de sport. Nu s-au prevăzut deloc instrucțiuni pentru copii cu nevoi speciale care merg la școală cu însoțitor sau care au nevoie permanent să fie însoțiți pe parcursul zilei. Noi am formulat 10 întrebări pentru guvern, pe care le vom expune și public, legate de sistemul educațional, de lipsa unei viziuni clare a Ministerului Educației, tot ceea ce înseamnă organizarea anului școlar și studiilor, începând de la 1 septembrie. Zilele acestea am vizitat câteva școli, mai echipate și mai puțin echipate, și din centre raionale și din localitățile rurale, în sate. Doar poate 10% din ele pot să implementeze unul din cele 7 scenarii sau o combinație de scenarii. Stimate domnule ministru, foarte mulți profesori sunt trecuți de vârsta de 65 de ani. Ce facem cu acești profesori, luând în considerare recomandările medicilor și a personalului medical ca ei să stea acasă? Ce facem cu școlile unde sunt doar câteva calculatoare și, bineînțeles, părinții și copiii nu își permit să organizeze acele studii online? Noi cei de la Promoldova invităm asociațiile de părinți, directorii de școli, primarii și asociațiile de elevi la discuții pentru elaborarea unor soluții adevărate și practice, pentru că încă mai avem timp, o lună și jumătate, care nu e foarte mult de altfel, dar încă mai e timp pentru a găsi soluțiile potrivite în așa fel încât anul școlar să înceapă de la 1 septembrie și să fie unul eficient și să nu mai avem generații ratate din cauza unei pandemii care, cu regret, a fost administrată prost de întreaga guvernare. Vom face demersurile necesare la Ministerul Educației și Guvern, vom ridica aceste probleme și vom veni și cu soluții la ele, dar în speranța că guvernarea va pleca cât mai repede și vor veni alții care știu să guverneze bine țara. Vă mulțumesc foarte mult, succese, vă dorim o zi bună în continuare și pe curând!